Nu cred că este cea mai potrivită. Mulțumesc. Doamna Grapini, un minut. Doamna președintă, stimați colegi, sigur a fost un raport foarte complicat. Vreau să îi felicit pe raportor pentru echilibru care l-au adus. Însă nu pot să nu mă refer la două lucruri. Cel legat de repartizare, am fi vrut să nu fie un Brexit și să nu avem ocazia să repartizăm. Este greu să explicăm că s-a respectat întru totul principiul proporționalității degresive, dacă ne uităm că țări ca Grecia, Cehia nu au primit niciunul și alte țări au primit trei cu mărime apropiată. Dar s-a discutat, cred că, foarte mult de listele transnaționale, deși raportorii spun foarte explicit aici că nu avem un temei juridic încă. Eu cred că trebuie să ne întoarcem acasă la noi, să discutăm în parlamentele noastre naționale cu cetățenii noștri, pentru că, da, e o viziune bună, poate, de viitor, dar sunt pregătiți cetățenii. Și mai am o întrebare pentru raportor, poate răspund când vor face încheierea. Vor fi două categorii de europarlamentari, pentru că eu acum știu că reprezint toți cetățenii europeni, nu numai cei din țara mea. Vom avea eurodeputați de gradul 1 și de gradul 2, dacă vă Thank you, madam. Transnațional. Thank mulțumesc. You. Thank you. Mr. Marias.